Alo, bună ziua! Cu capitanul Buduru, vă rog. Da. Domnul Buduru, vă salut. Andrei Mladin la telefon. Domnul capitan, în casa mea s-a comis o crimă. Maria a fost ucisă. De ce? Lasă trucurile, păpușă. Păstrează-le pentru următorul tâmpit. Andrei, cum îndrăznești să vorbești așa cu mine? A, scuză-mă, nu se vorbește așa cu o ducesă, nu? De ce m-ai chemat la Monte Carlo? Ca să-i faci de petrecanie Mariei? Cui? Ori tu, ori complicele tău ați omorât-o. Andrei, nu se poate, nu e adevărat. E, uite că se poate! Cine e celălalt? Care e celălalt? Complicele tău sau lucrezi singură? Totul l-ai ucis și pe Valentin, spune, l-ai ucis? Tu știi ce grozăvit spui? Termină cu smiorcăiala asta. Andrei, tu știi tot ce a fost între noi? Minciuni! Aia a fost minciuni! N-am știut că am iubit un neisprăvit. Mama și tata au perfectă dreptate. Ești un derbedeu. Derbedeu? Derbedeu, dar derbedeu care n-a omorât nici măcar o muscă. De ce m-ai chemat la Monte Carlo? Când te-am chemat? La Monte Carlo m-ai chemat acum 2 ore! Nu ți-am dat niciun telefon. Minți! Tu minți! La revedere, pa. Mai văd ce scăpare poți să ai. Sau inventezi din nou povestea gen? A fost odată un ucigaș care trecea drept un om tare cum se cade. Spune-ne tot ce știi. Am fost plecat la Monte Carlo. Ce căutai acolo? Consultam niște lucrări de numismatică. Academia Română a deschis acolo o filială, nu știați? Încetați! Domn capitan, dacă îmi permiteți. Domnul crede că-i fiul lui Vlad Dracul, că e mai deștept decât toți. Îi face seama femeii, lasă un bilet la ușă cum că ar fi plecat de cine știe când, ca în cazul în care îl caută cineva să nu bănuiască nimic, stă vreo oră la Monte Carlo ca să-și construiască alibiul, apoi se întoarce și ne dă nou telefon, fiindcă noi suntem atât de proști încât să-l și credem. Ei bine, nu te credem. Domnul locotenent, îmi permiteți să vă dau un sfat? Aveți mare grijă să nu cumva să vă mușcați limba. S-ar putea să graseiați după aceea și ustură. Azi, apa, hănțule. Hai, mă, să mergem să vedem ce ne spun vecinii, nu? Să rămână regina mamă. Ce mai faceți? Andrei, să știi că n-am timp. Ați cu fica aici? Bei ceva? Tu că ai mai avut un logodnic. Tu cu ce drept mă întrebi asta? Cred că am și eu dreptul să știu cine ești, de unde vii, nu? Da, da. Ca să-ți faci gânduri negre, să te enervezi, să te înfurii, să dai buzna în casele oamenilor, să furi fotografii. Hai, mai e ceva de aflat? Ți-am spus că n-am timp. Da, uite-te un pic.
încă un mic amănunt. De ce m-ai chemat la Monte Carlo? Dacă aș fi rămas acasă, poate că Maria era în viață. Nu? Hai, fii sincer. Fii sincer, te rog frumos. Eu odată sincer, măcar odată în viața ta, te rog frumos. Hai, spune. Știi că eu sunt bănuit de crimă? Andrei. Ascultă-mă ce spune aici, eu sunt bănuit de crimă. Am înțeles. Am uitat să-ți mulțumesc că n-ai spus nimic polițiștilor despre telefonul acela pe care, repet, nu eu ți l-am dat. Mă și mir cât de gentleman te-ai dovedit a fi. Tu care de când ai aflat că nu poți intra în familia noastră, te-ai purtat ca un golan. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Aș vrea să te mai întreb ceva. Când ai vorbit ultima oară cu Parfenie și cu Sulcer? La înmormântare la Valentin. Atunci am văzut ultima dată. Nu i-ai mai auzit la telefon? Nu i-ai mai văzut. Niciodată. De atunci. Nu. Atunci de unde știi tu de furtul fotografiei? Aud? Ieși afară. Ce? În momentul ăsta ieși afară. Pe ușa aia ieși afară și să nu mai fie aici niciodată, da? Am găsit pe mecena în curte. Stai cu mine. Da, doamna Margareta. Ce faci? Tuturel, mulțumesc frumos. Ce faci, mă? Aoleo, ești supărat? Da. Unde umbli? Poftiți, doamna. Mă, mecena, te-ai speriat. Da, tot îți mulgăție mustața, fir cu fir. L-am găsit în curte și m-am gândit să-l aduc sus. Mulțumesc. Luați loc, doamna. Mulțumesc. Beți o bere? Da, dar am mai băut și tu mi-a făcut rău. Imediat. Mulțumesc, bravo, ai făcut spuma mică, bravo. Sănătate. Să rămână. Foarte bună. Cam multă vânzoleală de la un timp la noi în bloc. Sunteți cam curioasă, doamna Margareta. Da, e adevărat că într-o zi v-ați apucat să numărați cu câți bolovani e pietruită strada noastră? Da, am pus pari că bolovanii sunt cu soț și am câștigat. Trebuie să fie foarte neplăcut să fii bănuit de crimă. Adică cine e bănuit de crimă? Chiar cel cu care stau de vorbă. Dar cine susține tâmpenia asta? Aproape toți vecinii. Toți vecinii? Eu nu. Dar dumneavoastră de ce nu? Pentru că eu am făcut cercetări.
Mai are cineva cheile de la apartamentul tău? Nu. Acum 2 săptămâni am văzut prin vizor... Ce vrei? Obiceiuri ale vârstei. Am văzut prin vizor un tip care ieșea din apartamentul tău. Purta mănuși și avea în mână niște chei. S-a dus și a apăsat pe butonul liftului, după aia și-a scos o mănușă și în clipa aceea i-a căzut ceva jos. Cum arăta? Ei, nu știu precis, vezi, nu știu precis, pentru că tocmai în clipa aceea a sunat telefonul și m-am repezit să răspund. Dar am văzut ce i-a căzut jos. Ce? Am venit acasă pe la ora 4 și Duduia Margareta m-a sunat să-mi aducă motanul din curte. Ah, domn capitan, dacă îmi permiteți. Uimitor de interesant. Nu, Pahonțu, vă rog frumos. Așa. Duduia a zis că a văzut într-o zi ieșind din casa mea un individ. Duduia l-a văzut pe individ? A văzut decât că purta mânuși în plină vară și avea niște chei în mână. La un moment dat, când și-a scos mânușa, i-a căzut ceva pe jos. Ce? Exact când se pregătea să-mi spună ce a scăpat pe jos, a intrat individul pe ușa de la balcon și m-a pocnit și pe mine, a pocnit-o și pe ea și cu asta... sfârșitul filmului. Oh, dacă tot povestim filme, să-ți povestesc eu unul. Ești cinefil? Vii acasă, o chem pe Duduia Margareta la tine acasă sub un pretext oarecare, te simți încolțit și cauți o ultimă scăpare. Cum ai putea face pe anchetator să te creadă nevinovat mai bine decât dacă ai fi tu însuți victima unei agresiuni? Și cu ulmea abilității, domn capitan, dacă îmi permiteți, mai cauți și un martor care să dovedească faptul că ai fost atacat? Ia stă-te aici, sau pe fotoliu. Tu te-ai dus chipurile să aduci ceva răcoritor, să ai avut treabă la baie. Între timp te-ai urcat pe terasă. Ești doar la ultimul etaj. E un fleac pentru un bărbat cu silueta ta perfectă să coboare de acolo pe balcon. Bun, așa. S-au găsit urme de tencuială. Duduia Margareta stătea cu spatele. Ai pocnit-o scurt, nu prea tare, fiindcă n-avea nevoie să moară, ci să depună mărturie în favoarea ta. Apoi, ți-ai dat și ție una în moalele capului. Doar pentru decor. Eu? Duduia Margareta, când o să-și vină în fire, peste câteva zile, o să spună că în timp ce tu erai la baie sau la bucătărie, cineva a atacat-o. Doamne, păzește, adică mi-am făcut singur rana asta, cu mâna mea. Sfârșitul filmului. Încetează-mă, Pahon. Dumneata, ești întreg la minte, domne? Băi, cetățene, nu ne impresionezi! Sunt chestii pe care le-am fumat de mult. Am avut un caz în care un tip și-a tăiat mâna dreaptă numai ca să dovedească faptul că n-ar fi putut comite asasinatul. N-a ținut! Omorul fusese făcut cu mâna stângă! Încetează-mă, Pahonțule! Încetează odată! Clar că individul era ascuns pe balcon dinainte. Încetează-mă! Domn capitan, dacă îmi permiteți. Eu credeam că dacă îi băgăm frica în oase... În ce? În oase. Scoatem ceva de la dumnealui. Din oase? În oase. Din oase? În oase. Aha, am înțeles. Da.
dacă îmi permiteți. Nu, stați puțin. Nu oase în cap, mi-a adorat. Dar nu cumva tu te-ai întors mai devreme decât era prevăzut? Ba da. Am fost la Mihaela Comnuiu și mi-a dat papucii mai repede decât mă așteptam. Da. Individul miza pe faptul că ai să întârzii și poate acționa în voie. L-ai surprins cu venirea ta și atunci s-a refugiat pe balcon. Da. De unde a preferat să asculte convorbirea. Da, e clar, e clar. Pe tine a vrut să te lichideze? Nu, pe tine a vrut să te scoată puțin din circulație și pe ea a vrut să o lichideze. Numai că Duduia Margareta este bine, mersi. Bravo, Margareta. Păi știi ce am înțeles, măi, Mladin? Cineva îți vrea capul cu orice preț. Dar nu oricum. Vrea să te compromită. Vrea să fii pedepsit de lege. Numai că nu i-a reușit. Asta e. Sunt două posibilități. Ori vroia să distrugă ceva, ori aștepta încă o victimă, care nu puteai fi tu din moment ce te-a avut în mână și te-a lăsat să scăpi. Ceea ce mă intrigă este că nu poate fi găsit niciun suspect până acum. Și-am pornit-o chiar cu doctorul Comnoiu. În noaptea aia a plecat precipitat. Și-am aflat. S-a dus la un pacient de-al lui. Mihaela s-a întâlnit cu logodnicul ei, s-au plimbat vreo 20 de minute, după aia el a ajuns în curte la el, la 20-30 de minute a stat în bătătură și a fumat. Mi-a mai informat un vecin. Marian Solcer iese și el din cauză. A fost la o gacică. Un prieten. Nu ne mai rămâne decât să credem că Maria și Valentin și-au făcut singur seama. Și-ar mai fi o variantă. Eu sunt criminalul. Noapte bună, Mladine. Noapte bună. Hai. Eu sunt bombă. Zi! În seara asta am fost la bufetul Fântânica. Hai, spune odată că sunt pe recepție, zi. Am dat peste unul care spunea că a fost tocmit să-l caftească pe cineva. Așa a zis? Se lăuda că a câștigat un porcoi de bani. Mi-a arătat fotografia dumneavoastră. După aia am scos și eu fotografia pe care mi-a dat-o dumneavoastră, da, și am arătat-o. El s-a uitat lung la ea și l-a recunoscut. Ăsta e, a zis. Ești mare bombă, ești uriaș, mă. Bravo, băiatul, dar abia aștept să te văd. Să trăiți! Poftiți, mă! Ce vrei să faci un volum din articolele tale? Ara, ieri am aranjat colecția de reviste de acasă. Da, cineva și-a băgat nasul acolo. Dar pe cine să fii interesat o colecție de reviste de acum 10 ani? Nu pricep. Lasă-o jos, n-am interesat ele acum 10 ani, dar minte acum. Erau articolele scrise de mine.
Aia e. Și o foaie lipsește. Ce foaie? N-o găsesc. Ce? Pe cine să fie interesat? Nu știu. Erau articolele mele cu anchete. Ăsta e. Fii atent. Hara, tu mai ții minte afacerea cu bijuteriile și cu monezile? Aia de-acu 10 ani? Da. Cum era să uiți? Ai dat o lovitură atunci, bătrâne. I-ai lăsat pe toți crăcănați. Zou? Văd că poți să fii și sincer. Dar cine poate să uite așa ceva? Afacerea prin care tu ai prins rețeaua aia care exporta bijuterii și monezi prin cine știe ce meridiane pe care mă jenesc să le spun acum. Ai salvat milioane de dolari, ai salvat! Cum îi cheamă pe flăcăie aia trei? Prislos, Pandele și Hastaș. Mă, de unde sunt băieții ăștia trei? Din Baia Mare. Îmi faci rost de adresele lor. Trăiți! Bună ziua! Bună ziua! Vă pot fi de folos cu ceva? Dacă ați lăsa puțin jos toporul ăla, aș intra în curte. Poți să intru? Poți să intru. Ion Pandele? Eu, în persoană. Sunt ziarist. Să fii sănătos. Nu mă mai recunoașteți? Sunt ziaristul care a scris despre afacerea cu bijuteriile și monezile acum 10 ani. Ce aveți cu mine, domnule? Ce aveți cu mine? Mi-am ispășit pedeapsa. Numai eu știu ce am îndurat. Cu vârf și îndesat. Acum îmi văd de treaba mea, am o casă, am familie, am servici. Ce mai vreți de la mine? Dom'le, eu am venit să scriu un articol despre cum v-ați reintegrat în societate, ce a zis familia, colegii de la serviciu, atât. Alt subiect n-ați găsit. Aveți ceva împotriva lui? Nu, dom'le, ce să am împotriva? N-am nimic împotriva. Dumneata e pâinea și cuțitul și eu fac ce vrei dumneata. Credeam că nu o să mai au niciodată de povestea asta. Oamenii m-au primit extraordinar. Am greșit, dom'le, și dacă am greșit odată, ce acum înseamnă că nu mai mă îndrept? Dom'le, nu mai ai liniște pe lumea asta. Dacă nu faci nimic ca și ești hărțuit, lasă mai ai și cazier ca mine. Nu mai scap cât e hău. Domne, liniștește-te, rog frumos. Ce vrei să știi, domnule? Ce vrei să știi? Cum m-au privit copiii când m-am întors acasă? Ce a zis nevastă-mea? N-a zis nimic, domnule. N-a zis nimeni nimic în casa asta. Nimeni n-a zis nimic niciodată. Atât de nimic n-au zis că m-au optat dragii pe mine într-o noapte. Și am întrebat, ce vreți să știți de ce am făcut ceea ce am făcut? Numai ăla micu m-a întrebat. Așa zice, tăticule, o să mai lipsești vreodată așa mult acasă? Domnul Pandele, aș vrea să știu dacă ai fost în ultima vreme la București. Am mai fost la București de 5 ani și nu mai țiu minte. Da, mulțumesc. Scuze de deranj, domnule. Nu face nimic, cale bătută. Pandele? Ce mai vrei, domnule? Eu de ce am găsit-o aici? Bilet de tren, București, Baia Mare. Domnule, ești extraordinar, domnule. Cu biletul ăsta a venit azi noapte, Gina, la București. Băi, Angheluță! Angheluță! Ia fă-te încoace, băi, ieși afară! Vrea să te vadă cineva de la București! Sănătate, numai bine. Ziua! Cine e acolo? Cine mă strigă? Ce dorești, domnule? Dumneavoastră sunteți soția lui Grigore Prislop? Da, domnule, eu sunt. Ai ceva împotrivă? Nu știu ce să am, domnule. Atunci? Aș vrea să vorbesc cu soțul dumneavoastră. Soțul meu nu e acasă, domnule. Pare rău. Stați puțin.
Ce să mai stau, domnule? Ce dorești? Unde e soțul dumneavoastră? Soțul meu e la spital, domnule. De când e la spital? Da, păi de vreo două săptămâni, cam așa. Și acum lasă-mă în pace, că am un pic de treabă. Da, da, înseamnă că nu e omul meu. Nu, domnule, e omul meu. Cum să fie omul dumneavoastră? Da, aveți dreptate, domnule. Soțul dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Te-am chemat? Atât am vrut să știu. Credeam că te-am chemat și am uitat. Dacă nu e așa... Șterge-o. Nu, stați, vreau să vă să... Au! Vezi ce pățești dacă nu ești atent? Puiule, ce vrei? Aș fi vrut o informație, doamnă. Doamnă? Doamne, cred că nu mi-a mai spus nimeni, doamnă. Dar de ce stai în ușă, pisi? Ce să fac? Fă-te înăuntru. Hai. Ia loc. Doamne, doamne. Ce doamnă am fost. Ce casă frumoasă aveam. Dacă ai ști cum mă rugau toți ofițerii să iau de bărbat, eu mă ridicam doar un pic rochia și lăsam să-mi sărute picioarele până la genunchi. Doamne, ce vremuri erau. Beam șampanie până în zori și după aia plecam chiuind cu Sania la pădure. Hai, ia bea aici cu mine că-mi place. Stop. Ia, hai că e un amestec personal. Da? Noroc. Ce-i asta? Ce? Un amestec personal. Fii atent. Ce rețetă am? Jumătate palincă, după aceea vermut, triplu sec și un strop de coniac. Dar numai un strop. Atât că să nu-i strice aroma. Noroc. Ești un papă lapte. Așa sunt. Doamne, unde sunt bărbații de altă dată? Ia zi, băiețaș, ce vrei? Vreau să știu dacă aici locuiește Hasnaș. Matei Hasnaș, da. Păi e fără meu. Doamne, dar ce tâmpenie ai mai făcut? Nimic, vreau să vorbesc ceva cu el. Și eu aș vrea să-i vorbesc. Ca de la verișoară mai mare la verișor mai mic. Că l-am crescut de când era copil. I-am fost ca o mamă. Dacă l-aș vedea, i-aș zice: bine, mă! Bine, mă! Bă, e adevărat că ai făcut părnaie. E ca unul ca tine l-a turnat, să știi. Unul ca tine, un scribălău ca tine. Păi da, păi nu putea că n-a ieșit de la Mititica, nu putea să-și vadă și el de treabă, să ia un serviciu acolo, la oraș, că ăștia vor să reabiliteze pe unul ca el. Dar acum unde e el? Cine știe? I-au dat drum acum un an de la Mititica. A venit acasă, s-a așezat în pat și a zăcut o săptămână. Scrâșnea din dinți și amenința. Dacă îl prind pe dobitocul ăla de gazetar, îl nenorocesc. Înțeles să-mi fi făcut altul chestia asta. Dau un porc pe care abia îl înțărcase masa să-mi distrugă mie viața. Grădiniță de flori fac pe piept. Salut, bătrâne! Ești la Baia Mare? Nu, m-am întors, sunt acasă. Aha. Da. Ce faci? Dom'le, ce să-ți spun? Nu mai înțeleg nimic. De ce? Sunt mai mult suspect decât trebuie.
Dar și pe fiecare i-am la mână cu de ceva. Asta e bine. E, nu știu. Nu știu. De ce? Ia uite ce mi-a făcut asta. Ai cam început să năpârlești, bătrâne. Ia uite ce mi-ai făcut. Ce faci cu mine, vorbești? Nu, cu pisica vorbesc. Băi, abia lăsa numai păr aici. Dacă ții pisici în casă. Da. Alo. Păi, Hara. Stai un pic. Ce-i, mă? Alo. Eu n-am mai văzut părul ăsta în mașina Mihaelei. Ce păr? Alo. Da. Da, bătrâne, da, iartă-mă. Hai, da, vorbim mai târziu, te sun eu. Vorbim pa, pa. Mai târziu, da. S-a primit un telefon la poliție. Deci că un individ dă târcoale vilei doctorului Cumnoiu. Așa te-am găsit. Aveai în mână un bulgăre de ceară. La ce trebuia? Că nu ne-am prins. Bulgăre de ceară era implementată forma cheii mele. Capitan, dacă îmi permiteți. Am înțeles. În bulgărie de ceară, ieri era ea amprenta cheii mele, nu? De-aia era ceară pe cheia mea. Atunci când am fost ajutat să o pierd în vestiar la tenis. Dar poate că te-ai înșelat, nu? Nu. Domnul capitan, dacă stai. Nici nu era greu, date fiind
condițiile în care te aflai. Nu? Noi o să plecăm acum. Spui și nouă ce căutai acolo și cu cine te-ai încăierat. Domn capitan, dacă îmi permiteți? Da. Cu cine să se fi încăierat? Aha. Cu complicele. Nu s-au înțeles la împărțitul prăzii. Amice, ai destule de povesti când te faci bine. Hello. Tot văzduhist ai rămas? De viață și de moarte. Firele sunt la fel. Aparțin aceluiași animal. Hai, 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 fa. Mie mi-au ieșit pere albi ieri să caut filmele astea. Ia zi, de ce-ți trebuie fotografiile? Lasă-mă dracului cu întrebările astea, parcă ești femeie. Ce bun ar fi o femeie acum. Să-ți vină, mă, numai cu gândul la gagici, mă, strici pozele, te rog. Auzi, mai repede. De femei n-am voie să te întreb ce ai făcut, n-am voie, vezi că pe lichidezi libertățile individului. Te reclam, să știi. Dar ce ai pățit acolo la față? Am căzut pe jos și m-am... Da, pe scări. Și ce voiau gabori ăia de la tine, a? Nu știu ce voiau gabori. Ce gabori, mă? Ce tot de gând? Ce gabori, mă întreb? Nu știu niciun gabor. Vezi că poate devin complice și eu în chestia asta. Scumpule, nu o să devii complice, numai dacă îți spun devii complice. Dă să văd, dă-mi și mie să văd. Stai așa, stai întâi aici și pe urmă vezi. E încins? Pune mâna. Uite-te și ușcheala, că am și altă treabă, dar nu mai câștigă la belciuge. Mă, dar care e haznaș dintre ăștia? Spune și mie care e haznaș, că mai nebun. Ai 100.000 aici, nu înțeleg care e haznaș. Uite-te. Uite, stai. Care? Halal reporter, bagi oameni în pușcărie și nu mai recunoști moacele. Uite, ăsta e! Eu nu mi-aduc aminte mutra asta, s-o fi văzut în ultima vreme, nu mi-o țin minte. Nici eu nu l-am recunoscut, dar mi-am dat seama, am văzut că are un deget lipsă. Ce are? Un deget lipsă, uite! Lasă. Domn capitan, dacă îmi permiteți, nu trebuia să-l lăsăm singur. Ăsta își bate joc de noi. Astăzi plec la Sinaia, la vila familiei Comnoiu. Acolo e cheia întregii povești. Hoțule, am pus mâna pe o comoară, pahoțule! Domn capitan, ăsta inventează. L-a lăsat special. Trebuie să punem mâna pe el. Dar nu te pripi, mă, pahoțule! Nu te mai pripi așa.
Doamnelor și domnilor, a sosit excelența sa, Andrei Mladin. Continuați, n-am nevoie nici de flori, nici de urale. Vedeți-vă de petrecere, eu am să beau puțină bere. Îmi permiteți? Ascultă, domnule, mi-amintesc că ți-am interzis să mai calci casa vreodată. Cum îți permiți? Să-l dă afară? Să-l omor, să-l sparg? Nu e nevoie. Mă descurc și singur. Ești beat, Andrei Mladin. De ce să sunt la fel de beat ca o călugăriță care se duce duminica dimineața la slujbă? Te rog să nu faci scandal. Am înțeles că relațiile dumitale cu fica mea s-au întrerupt. Nu vă potriviți. Ștergi-o cât mai urgent. Altfel? Altfel? Chem poliția. Paolo. Dar înainte de a chema poliția, aș vrea să vă spun o poveste. E o poveste mai specială, de aceea am nevoie de cât mai mulți ascultători. Hai, toată lumea! Să vină toată lumea încoace, că am să vă spun o poveste absolut specială. Să vină și doamna Comnoiu. Gata, lasă să-și facă numărul și pe urmă pleacă. Mama nu se simte bine. Totul a început de la ducesă. Într-o seară a vrut să demonstreze ce putere are ea asupra mea. Ea a făcut un pariu că eu sunt atât de nebunit după ea, încât orice amenințare din lume nu mă va face să mă despart de ea. Au urmat scrisori de amenințare, telefoane anonime, toate mă îndemnau să mă despart de Mihaela. Adevărat? N-am vrut să-mi bat joc de tine. Dimpotrivă, vreau să arăt cât de nobil și puternic ești. Da. Uite ce e, domnule Mladin. Tu vezi-ți de treaba ta și răspunde numai când te întreb eu. Te rog foarte mult. Toate nenorocirile care s-au abătut asupra mea în ultima vreme le-am atribuit unei singure persoane. O persoană, e adevărat, abilă, care promitea, care amenința, bătea, omora. Nu era vorba doar de o persoană, era vorba de un complot. Da, dar știi ce era uimitor? E că cadrul acestui complot, oamenii nu știau unul de celălalt. Mai mult decât atât, nici măcar nu știau că sunt într-un complot. Ei aveau, în schimb, un interes comun. Aiurel, bați câmpii. Domn doctor, dumneata mi-ai promis 100 de milioane de lei ca să renunț la Mihaela. 5 milioane mi le-ai dat aconto pe care l-ai strecurat într-o carte din biblioteca mea. Poftim, mulțumesc frumos. Nu trebuia să vă deranjați. Îmi deformau portofelul. Ești nebun. Ești complet nebun. Cum crezi că aș fi putut intra în casa dumitale? Întrebarea asta mi-am pus-o și eu. Și răspunsul l-am găsit întâmplător. Într-o zi, dumneata, ți-ai pierdut cheile de la garaj. Domnule, chiar în vremea aia noi jucam tenis.
După ce ai făcut mulajul ăla, a fost un flec pentru dumneata să-ți confecționezi o cheie de la apartamentul meu, să intri când vrei și să ieși când vrei, nu? Ascultă, derbedeule, nu-ți permit să devii insolent. Ușurel, ușurel, ușurel! Doctore, nu erai dumneata cel care îmi făcea vizite. Era altcineva mult mai potrivit. De ce nu-ți vezi de treburile dumitale, domnule Mladin? Măi, Guriță, ia taci tu din gură, mă. Taci tu din gură, că îți vine și ție rândul. Stai cu minte acolo, că am să-ți plătesc niște polițe. Azi mulțumesc frumos că nu i-ai lăsat pe golanii dumitale pe care i-ai angajat să mă desfigureze chiar. Ai luat-o razna. N-ai nicio dovadă. Da, aici n-am dovadă, dar la București am. Ce parvenit ești. De cine ți-ar dea ție? De Mihaela? De banii ei. Râzi, mă. Râzi? Hă? Râzi, mă, fiul ploii. Era să zic, fiul scenei. E greu să spargi parbriz de noaptea, hă? Și vrei să-ți plătesc parbrizele? Uau, ești mare, mă. Ești mare, ești genial. Bravo ție, mă. Mi-au dat lacrimile. Dă-i drumul, nu mai plânge. N-am auzit în viața mea ceva mai senzațional. Încet, încet. Am ajuns și la personajul principal al povestirii. Criminalul. Cine e criminalul? Matei Hasnaș. Cine mai e și ăsta Hasnaș? Nu-l cunoaștem. Nu știu, dar trebuie să fie pe undeva pe aproape. De fapt, în noaptea aia în care chipurile mie mi s-a rupt filmul, cine mi-a pus mie somnifer în băutură? Domn doctor, știți cumva? Domnul doctor, să văd dacă totul e în regulă. Hai să te ajut. Nu, ce doctor, nu. Doctor, n-am chemat aici. Am Hasnaș a dat o dublă lovitură. Mai întâi a scăpat de Valentin, care probabil că aflase ceva de persoana lui, și apoi a vrut să mă închidă pe mine în pușcărie, să mă judece, să mă tortureze, adică să pățesc exact ce a pățit el. A făcut o greșeală în ceea ce o privește pe Maria, a venit și a făcut de petrecanie la mine în casă. Pe mine m-a îndepărtat cu ajutorul unei benzi de magnetofon pe care a imprimat vocea Mihaelei. Dar a făcut încă o greșeală. Dar la ce trebuia lui articolul? Adică să vadă ce am scris despre el? Se poate. M-am dus acasă și am primit vizita Duduii Margareta. Am stat de vorbă de una, de alta și exact, dar exact când voia să-mi spună ce scăpase asasinul în fața ușii liftului, el spera în continuare să fiu suspectat, hăituit. Dar n-a fost așa. A trebuit să particip la o altă încăierare în care, bineînțeles, că am fost făcut knockout.
ce-am găsit eu în toiul luptei? Un deget. Asasinul poartă proteză. Domnule, ai greșit, e haina mea. Și asasinul a mai făcut o greșeală. Acum l-a demascat motanul meu. Motanul meu, pe numele lui Mecena, i-a lăsat aceste fire de păr. El e Matei Hasnaș. De unde până unde el e Hasnaș? El e Axinte. Te înșel, doctore. E Hasnaș. Te-ai prins, securistule. Dar nici nu o să-mi vând ușor pielea. Dacă nu era tâmpenia de motan, nu mă prinde niciodată. Sunt 899. Blocați un Ford albastru. Albastru. Blocați un Ford albastru la șosea. 7241 recepție. Da, da. Un Ford albastru, a spus? Da, de la vila doctorului Comnoiu. Exact. Da. Hai, grăbiți-vă, grăbiți-vă. 7253. Opriți un Ford albastru, se îndreaptă spre zona voastră. Da, da. 7253 recepție. Blocați un Ford albastru. Ce spunem? Mașina este în blocaj. 8-9, recepție. Fordul albastru a fost reperat. Domnule, a fost prins. Da. L-a prins. Pe cuvânt? L-a prins. Hai, domnule. L-a prins. Vă serios? Gata, stai liniștit. Extraordinar, domnule. Domnule. Formidabil sunteți. Ce înseamnă dămâțăc? Dacă mi se întâmplă ceva. Am bănuit. Ce? Ați bănuit, nu? Eram sigur. Bravo, mă, pahonțule, bravo, mă. Isteți? Sănătate, numai bine. Întrămează. Întrămează, odihnește, ai nevoie de odihnă, da? Noi mai avem treabă cu marturii, depoziții, interpretatorii. În capitan. Să auzim numai de bine. Încă mi-ajută. Să mergem. Să mergem. Sănătate. Cale liberă. Vă admir, sunteți foarte inteligent. Da, mulțumesc. Tot așa zicea și bunicul meu. Dar trebuie și un pic de noroc, a zis. Închei și datul. Când m-am întors să-mi iau mașina, am văzut-o pentru prima oară pe doamna Comnoiu. Am avut sentimentul că ne vom mai întâlni.